Bună dimineața, dragi copii! Astăzi la mine în vizită a venit Văcuța Muuu! Astăzi vom vorbi despre văcuță. Știți voi ce animal este văcuța? Este animal domestic sau animal sălbatic? Desigur, este animal domestic, pentru că trăiește în curtea omului. Bun, dar din ce este alcătuită o văcuță? O văcuță este alcătuită din cap, trunchi și membre. Știți voi câte membre are o văcuță? Văcuța are 4 membre. Ia să vedem, capul din ce este alcătuit? Capul este alcătuit din 2 urechi, 2 cornițe, 2 ochi, un nas și o gură. Dragilor, dar știți voi cum face văcuța? Perfect, așa face! Bun, dar știți voi oare ce luăm noi de la văcuță? Noi de la văcuță luăm lapte! Ei, dragilor, astăzi vom învăța cum trebuie să mulgem o vacă. Ei, și pentru asta aveți nevoie de o mănușă plină cu lapte, care va fi înțepată la un deget. Și o găletușă! Bun, dragilor! Acum va trebui să fiți foarte atenți la mine, pentru că și voi va trebui să faceți la fel și să-mi trimiteți filmulețe! Bun! Ia uitați-vă! Vedeți? Degetele, degetul mare va trebui să fie îndoit aici. Iar cu celelalte degete vom veni peste degetul mare și vom face așa! Ia să vedem! Wow! Vedeți? Bun! La fel va trebui să faceți și voi! Spor la lucru, dragilor!